Alo? 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 Centrala, o legătură cu Düsseldorf, vă rog. Da? Da, venim. Piesă blues. Un blues. Retro, da. Da, sigur. Acum suntem. Fecior, pe cai. Let the music ring the sound. Let the summer rain and breath the world around. And let the voices sing and let all matter dance. Pentru Denis Latășev, jurist de profesie, formatul Eurovision este un termen relativ și destul de greu de specificat. Nu m-am gândit să-l fac pentru Eurovision, pentru că el a fost din start făcut în 3 minute și 40 de secunde, dar standard Eurovision e maximum 3 minute. Și am modificat piesa, am făcut textul, am dus până la capăt toate momentele subtile și am depus cerere la Eurovision. Această melodie și-a văzut începutul în timpul unei călătorii pe meleagurile Rusiei. În ajutorul lui Denis a venit dictofonul pe care, vrem noi sau nu vrem, îl avea la îndemână. A înregistrat melodia, după care i-a transmis-o prietenului său pianist Marian Ungur, care i-a dat culoare și i-a făcut aranjamentul. O să mă strădui să prezint piesa bine și să mă țin bine pe scenă, să cânt original și lumea asta să aprecieze. Give me one first dance, one chance to be so close to you. This is our romance. Dacă chiar și nu are priză la un anumit public care o ascultă la Eurovision, precis că o să fie solicitată în internet și așa mai departe. Deci eu sunt... Apropo de net, te-ai uitat? Că deja pe YouTube sunt secvențe din fiecare piesă și am văzut și comentarii la diferiți participanți. Sunt tot felul de comentarii. Eu nu prea... Tu cum reacționezi la critici? O, bine. Bine? Bine, desigur. Spre exemplu, am fost într-o emisiune în direct, mi-a spus că piesa e bună, bravo, dar nu este Eurovision. Și atunci s-a vorbit despre format Eurovision. Ce înseamnă, în general, chestia asta? Primul și cel mai de seamă susținător al lui Denis este chiar producătorul său, Alexei Leahu. Și noi înțelegeam foarte bine că vom fi destul de originali cu prezentarea piesei, este într-un stil de blues jazz la Eurovision și vom avea foarte multe reproșuri din start. Nu e standard Eurovision, dar că ne-am adus aminte de ce surprize au mai avut pe la Eurovisionul, este de exemplu în Grecia, când finlandezii au ieșit cu spăriat copiii și alte, uite, de ce nu? Stilul muzical pe care l-a ales Denis la preselecția Eurovision nu este deloc întâmplător. De mai multă vreme, Denis se lasă ghidat de muzica blues din Occident. Că eu sunt inspirat foarte mult de interpreții internaționale ca Sinatra, Elvis, Tom Jones și foarte mulți alții care nu se cunosc în Moldova, dar sunt recunoscuți în toată lumea, ca Sammy Davis, Bobby Darin, Engelbert Humperdinck și... foarte mult ascult repertoriul lor și ei anume cântă, deci în așa stil, în așa format, cu așa duh, în limba engleză. Cât ține de show-ul pentru seara de 26 februarie, Denis a lăsat să se înțeleagă că se va pregăti serios pentru acest spectacol. Deja m-am gândit și anume că e explozibil, pentru că tot ce vom face, vom face din suflet, o să fie foarte bine gândit și rafinat. Și o să fie gustos și bine plăcut ochiului. Văd că ești foarte sigur. Da, absolut. Nu ai nicio îndoială, ca anume așa. Așa va fi. And I will sing to you. Oh darling, you make me blue, oh baby. It's my first dance with you. Ceea ce am prezentat noi este original în viziunea tuturor pieselor care au fost prezentate. Noi suntem originali. Eu am 45, mie îmi place bluzul, tu ai 17. Ție tot îți place bluzul. Presupunem că am 17. Okay. Deci e ok la capitolul ăsta. Okay. Și dacă ai 80, la fel îți place bluzul. Oh, cei de la 80 numai cu asta și-au trăit.
Oameni buni, relaxați aici, Mariana Mihail alături de mine, Igor Munteanu, așa, mi querida, ¿quién es tu rey cariñosa? ¿Qué pasa en tu vida? Mi rey es mi amor. Așa, deci piesa Mariana Mihaila este mi rei, Mariana interpretează, Igor aici e coregraful. Me grita la pasión, me habla de amor, esto quiero sentir para ti. Este a doua participare a Marianei Mihailă la preselecția națională pentru Eurovision. De această dată ea vine cu piesa Mirei, ceea ce în traducere din limba spaniolă ar însemna regele meu. Păi regele fiecarei femei este persoana dragă, cel de alături, nu? Dacă zici tu, te cred. Sigur, eu nu mint. Mariana ne-a mărturisit că de obicei muza îi vine în orele nocturne, iar în cazul piesei Mirei, inspirația i-a bătut la ușă dis de dimineața. Mi-a răsunat linia melodică și apoi am dezvoltat-o. Mi-a plăcut ceea ce îmi răsuna în minte și uite că am dezvoltat această melodie și am creat muzica, fără text. Doar mi-a venit din text primele versuri din refren. Hei, 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 știam că asta va fi. Hei, hei, hei. Inițial, Mariana avea dubii în ce limbă să cânte acest cântec, însă textiera Viorica Demici i-a sugerat soluția care s-a dovedit a fi optimă. Și mi-a plăcut ideea și eu, cunoscând cât de cât spaniola, m-am apucat să scriu textul. Ai riscat? Nu cred că am riscat, pentru că apoi a dispărut riscul, deoarece m-am adresat la un traducător profesionist, doamna Olga Răileanu, care mi-a rectificat greșelile și apoi am înregistrat piesa. Ești superstițioasă, apropo? Da, sunt. Oriunde, nu vorbesc doar de Eurovision, îmi fac semnul crucii, pentru că Dumnezeu mă ajută și mă uit după timpul de afară. Dacă văd o zi luminoasă, cu soare, merge bine, știi? Dacă mai puțin, înseamnă că vor fi careva probleme și, nu știu, am observat așa. În show-ul final din 26 februarie, Mariana va fi însoțită de trupa de dans Just Friends. Este ceva interesant. Mie tot timpul mi-a plăcut ritmurile latino, ceva spaniol, ei doar fierb și ceva interesant. Cum era? Ia, mai fă o dată. Așa, deci eu din câte știu, taurii doar se prind la chestia asta. Deci ce are mirei cu bou și cu roșu? Ia, explică-mi. Asta cred că e o luptă, ca și în dragoste și oriunde, care încercăm să o redăm anume pentru un așa element. Există vreo probă, vreun casting, vreo probă de CV? Mariana, la tine cum se întâmplă? Deci, salt cu parașuta, care sunt probele principale pentru inima ta? Este important pentru mine ca un bărbat să fie și inteligent, să aibă un comportament frumos, să aibă atitudine, să fie amabil și plin de surprize. Când te uiți la o imagine, deja simți totul. Este în imaginea asta suflet, show, dans, tot. Dacă nu e undeva ceva cedează, spectatorul simte și atunci cred că și punctajul vine, deja se simte pe parcursul votărilor.